O singură însărcinare a fost dată de Domnul Iisus. Duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia. Noi n-am primit alte însărcinări. De aceea biserica are o singură menire și o singură însărcinare. Să înfăptuim ceea ce a poruncit-o Domnul. Dacă noi nu vom face, cine va face? Înseamnă că va cădea totul. Dar Domnul Iisus are încredere că biserica sa va înfăptui și va fi o biserică care va fi implicată în împlinirea acestei însărcinări. De aceea vă chemăm și vă îndemnăm să stăm împreună uniți ca să putem cât mai mult să predicăm Evanghelia, să putem cât mai mult vesti despre bunătatea Domnului și mântuirea oamenilor prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea vă chemăm să luați parte la acest eveniment care Dumnezeu ne oferă în anul viitor, să putem face lucrarea aceasta împreună uniți, ca slava lui Dumnezeu să se coboare și mulți oameni să poată auzi Evanghelia Domnului Iisus. Dacă nu noi, atunci cine? Răspunsul rămâne să vă dați dumneavoastră. Vă așteptăm să fiți parte activă în această lucrare.